Ați înțelege că începând de azi, el va prelua contul meu de YouTube. Salutați-l, salutați-l. Bun, gata, lăsând gluma la o parte. Vă eram datoare de ceva vreme și chiar mi-era dor să mai fac și un clip medicinist, pentru că în ultima vreme pe canalul ăsta de YouTube nu prea mai intră medicina. Așa că mi-am zis că revin, mă întorc cu mai multe informații și chiar am câteva idei de clipuri, dintre care unul este cel de astăzi, și anume de ce am ales medicina internă, care sunt plusurile și minusurile acestei specialități. În cazul în care sunteți, stați, stau și eu mai dreapta, mai adoctoriți așa, în cazul în care sunteți și voi proaspăt absolvenți ai facultății de medicină, viitori rezidenți, sperăm, aveți examenul în câteva luni, cred că 3, 4? 4 luni? Ok, ăsta e momentul în care să vă apucați de învățat dacă n-ați făcut-o până acum. Pentru că urmează un examen care mai mult sau mai puțin vă va decide într-o oarecare măsură viitorul. În sensul că cea mai mare parte dintre voi cel mai probabil nu vor da și a doua oară acest examen. Recunosc și eu am zis de la început că vai, că o să mai dau încă o dată dacă nu iau ce vreau și mă concentrez un an și învăț din nou și ajung să iau 10 la rezidențiat, rahaturi de genul ăsta care, să fim serioși, sunt aproape mai mult sute, mii improbabile. Da, deci vă va decide într-o oarecare măsură viitorul, pentru că vă va fi lene să dați încă o dată același examen, să treceți încă o dată prin acest examen care mi se pare într-o oarecare măsură destul de stupid. Și revenind așa la povestea mea proprie și personală, vă rog să nu băgați în seamă ce zgomot se aud din spate, s-a activat acum pisica. Ideea este că eu, după cum probabil deja bine știți, am vrut de la bun început, eu am plecat pe ideea, am plecat pe premisa, nu concepeam să iau orice altceva în afară de chirurgie plastică. Mi-am dorit chirurgie plastică, am și acum un regret că nu fac chirurgie plastică. În schimb, cât am fost prin facultate, când am făcut diferite stagii, am observat că au ajuns să-mi placă și alte lucruri, nu numai chirurgia plastică, pe care, apropo, am făcut tot, nu știu, 2 săptămâni, adică un stagiu destul de mititel, smoli, smoli. Și una dintre specialitățile astea era și gastro. Ei bine, în anul meu s-au scos la toți oamenii din București. Mă refer acum strict pe București. S-au scos 5 locuri de chirurgie plastică. 5 locuri care nu sunt suficiente. Adică nu au fost suficiente astfel încât să prind și eu un loc. Oricum am auzit că este destul de suprasaturată piața de chirurgi plasticieni. Mă rog, asta îmi zic practic și mie ca să mă consolez cu ideea că nu iau chestia aia. De asemenea, cu câteva locuri înainte s-au luat și gastro. De fapt, cu mai multe locuri înainte, s-a luat și gastro. Prin urmare, nu mai aveam opțiunile astea. Pentru mine a fost ideea că mai era un lucru care plăcea foarte mult, și anume bolile infecțioase, șocant, că destul de mulți fug de ele. Și, în schimb, au fost anumite persoane, cum ar fi părinții, care mi-au zis, băi, nu fă boli infecțioase, adică mai bine reorientează-te către altceva. Și eu, practic, până în momentul în care am ajuns acolo, în fața oamenilor ălora cărora trebuia să le spun ce rahat să aleg eu acolo, eu nu știam ce vreau. Eu nu știam până în momentul respectiv ce să-mi iau. Părinții îmi ziceau să merg pe medicină internă, alți oameni tot așa pe medicină internă, cei cărora le-am spus că eu vreau boli infecțioase și când plac bolile infecțioase, mi-au zis mergi pe boli infecțioase și tot așa. Deci era un haos, un harababur în capul meu. De asemenea, îmi plăcea și pneumo foarte mult și încă mai erau locuri. Deci asta este problema când ți se iau variantele la care, nu știu, te-ai pregătit mental oarecum pentru câțiva ani și rămâi cu câteva variante care sunt toate ok pentru tine, dar la modul când ai prea multe din care să alegi. Este și asta un lucru. Deci chiar este și asta un lucru că, mă rog, înțelegeți cel mai probabil voi, mulți dintre voi, credeți-mă pe cuvânt, că se vor confrunta cu lucrul ăsta. Deci stați liniștiți, gândiți-o la rece, pentru că în cazul în care voi nu luați în acest moment ceea ce vreți, mai aveți o șansă. Adică există la câteva luni, cred că după ce începe munca, după 1 ianuarie,
se afișează anumite liste cu locuri deficitare și astfel o să aveți șansa să vă schimbați dacă nu vreți specialitatea pe care v-ați ales-o, dacă ați descoperit că nu vă place, aveți șansa să vă schimbați cu ceva ce se află în lista aceea, dacă aveți punctajul corespunzător și, na, mai aveți o șansă, dacă nu vă place, să schimbați cu altceva care s-ar putea să vă placă ceva mai mult. Eu am ales să nu. Eu am ales la repartizarea aia, uite așa, deci parcă mi-am pus mâinile în cap, urechile închise, ochii închiși, dă-i medicină internă. Mă întreabă cu Coana, ești sigur că vrei medicină internă? Da, să zicem, merge, da. Și eu practic am ales medicina internă fără să știu prea multe despre medicina internă, adică cu ce se mănâncă. Până în momentul acela, recunosc, nu prea știam nici măcar faptul că secțiile unde faceți semiologia în anul 3 sunt de fapt secții de medicină internă, sau cel puțin nu pusesem foarte mult accentul pe treaba asta, nu am stat să mă gândesc foarte mult că vai ce secție asta. Eu văzusem, semiologie, învăț cursul pacienți. Bun. Și abia după ce am ales medicina internă, am început să-mi dau seama ce și cum, ce se întâmplă, cum se întâmplă, să mă mai interesez în stânga, în dreapta, și am început să studiez parafele medicilor. Da, eu sunt cripărița aceea care, cum vedea o parafă de medic, cum o studia. Ei bine, și apoi a venit, practic, acel moment în care am realizat că am făcut the best choice for me. Repet, exceptând chirurgia plastică, pentru că, na, fiind o ramură chirurgicală, nu se combină cu medicina internă, neapărat. Bun, revenind, acela a fost momentul în care am descoperit, am realizat că medicina internă este ceea ce trebuie. De ce? Pentru că, și lucrul ăsta puteți să-l faceți și voi, dacă aveți un medic prin apropiere, și nu mă refer la medicul de familie, sau, nu știu, dacă aveți o internare și aveți parafa medicului, păi ea puteți să vedeți foarte mulți medici, în special cei din generațiile vechi, antice și de demult, din generațiile de medici din aia buni și supracunoscuți, sunt la bază medici interniști, supra-specializați pe o anumită ramură. Și ăsta este practic atul medicinei interne, că în cazul în care nu știi ceea ce vrei să iei mai departe, ce vrei să faci mai departe, tu ai timp încă 5 ani să te decizi dacă vrei să... pur și simplu să practici medicina internă ca atare, să fii, nu știu, numit poate de unii diagnostician sau ceva de genul ăsta și să fii un fel de, nu știu, cunoscător de toate, să ai câte puțin în fiecare, sau dacă vrei să te mai continui, să te supra-specializezi, mai faci 2 ani, 3 ani sau cât să o faci și să ajungi să faci, de fapt, specialitatea pe care, să fii medic specialist pe specialitatea aia pe care ți-o doreai, dar nu ai putut să o faci la momentul respectiv pentru că nu aveai, nu știu, punctajul necesar la rezidențiat. Prin urmare, ăsta este the biggest fucking atu, nu știu cum se traduce atu în engleză, al acestei specializări de medicină internă. Că tu, eu, fac 5 ani medicină internă, timp în care trec prin toate stagiile, văd mai exact cu ce se mănâncă toate, fiecare parte, pentru că dacă este să o luăm așa pe parcursul facultății, nu știu cât ați fost în stare dintr-un stagiu de, nu știu, o lună, 2 luni, 3 luni, la alea mai lungi, dar 3 luni în care faci 2 ore de LP dimineața și după aia un curs, 3 luni în care mulți dintre noi, pentru că mă bag și pe mine în aceeași oală, am ajuns mai și chiulim de la niște stagii care poate nu ne-au atras din prima, deci nu știu cât îți dai seama în alea 3 luni, că vrei să faci într-adevăr specialitatea asta pe viitor. Și de aia mi se pare o idee foarte bună să stai 5 ani, muncești efectiv pe secția respectivă de pneumo, de nefro, de ce vrei tu, muncești pe secția aia, vezi ce cazuri îți vin, vezi cum se managerează și după aia, având toate cunoștințele astea, poți să alegi ori să rămâi medic internist și să faci de toate, ori să te supra-specializezi și să ajungi în cele din urmă ceea ce ți-ai dorit de la început, ceea ce intenționez să fac și eu, pentru că îmi doresc să termin medicina internă, adică să mă specializez pe medicina internă, iar după aia să mă supra-specializez, mai fac 2 ani, 3 ani, câți ani o fi nevoie să ajung gastroenterolog sau endocrinolog. Da, bine, s-au schimbat iarăși opțiunile și cel mai probabil până la sfârșitul specializării, adică până când termin rezidențiatul, o să mi se mai schimbi în minte de vreo câteva ori, ceea ce nu e un lucru tocmai rău.
Și din câte am înțeles, poți să faci nu numai una, ci poți să faci mai multe supra-specializări din astea, așa că să zicem că posibilitățile sunt endless. Deci voi, cei care nu ați luat specialitatea dorită la rezidențiat, stați liniștiți pentru că mai aveți o șansă. De fapt, mai aveți mult mai multe șanse. Și mă refer în afară de a da rezidențiat din nou. Deci dacă vreți, vă aruncați iarăși în cușca aia în care să stați tociți, să învățați rahaturile de cărți pentru... Am folosit foarte mult cuvântul rahat în acest clip. Era, mă refer la turcesc. Să învățați cărțile alea pentru încă, nu știu, o doamnă, sunt vecini la ceau, pentru încă un an. Dacă nu vreți să faceți lucrul ăsta, pentru că vă garantez că o să vă strivească creierii în mod mărunt, mai mult așteptarea, pentru că la un moment dat stai și citești, citești, citești în gol și te plictisești, citești aceleași noțiuni și nu-ți mai arde de făcut chestiile astea și mai mult va fi așteptarea până la următorul examen și apoi să iei înapoi lucrurile de la început și să pierzi oarecum un an. Deci este și asta o variantă. Bun, ce alte aturi avem la medicina internă? Păi, un alt atu ar fi simplu motiv, simplu fapt că ajungi să experimentezi ceva mai mult. Adică să luăm exemplu, nu știu, celor de la nefro, de la endocrine, ideea este că nu o să facă toate stagiile, știți? Nu, poate nu o să facă urgențe, poate nu o să facă alții pneumo, poate nu o să facă, pentru că în specialitate să zicem că nu ar avea nevoie. E bine, tu ca medic internist o să faci toate specialitățile astea și practic o să, dacă îți dai și silința, bineînțeles, pentru că totul vine de la tine, o să ajungi un medic foarte bun și aș putea spune un fel de enciclopedie umană, să zicem, ești. Deci, din nou, eu îl consider ca fiind un atu, lucrul ăsta. Recunosc o contră, adică un lucru care poate este un minus, ar fi faptul că faci 5 ani și dacă vrei să ajungi pe o altă specializare, adică să te supra-specializezi, mai faci un număr de ani, ca să ajungi, să zicem, la același nivel cu colegul tău care a luat din prima gastro. Și lucrul ăsta, într-adevăr, nu ar fi extraordinar, pentru că, într-adevăr, pierzi un an. Dar, în schimb, ai libertatea în ăștia 5 ani să ajungi să-ți alegi cu totul și cu totul altceva sau să-ți alegi mai multe lucruri. Ceea ce mie mi se pare destul de ok. Bun, ce mai avem noi? Plusuri, plusuri. Hai să vorbim puțin și despre partea monetară, partea financiară, ceea ce... ne interesează pe toți, iar dacă ziceți că nu vă interesează partea financiară, sunteți, scuzați-mă, niște ipocriți, pentru că pe toți ne interesează lucrul ăsta. Ok, să zicem că ajungi să fii medic specialist, faptul că ai terminat rezidențiatul și că ai primit parafa de medic specialist nu-ți garantează, în primul rând, un post la un spital de stat. Nu-ți garantează nimeni, decât dacă nu ai luat, bineînțeles, de la bun început, post undeva. Ei bine, atuul de a fi medic internist este că medicina internă, ca ramură, dacă nu-ți găsești loc la stat să muncești, ceea ce este posibil pentru că România, atunci cu siguranță îți garantez 100 în mie, o să-ți găsești loc la privat. Bun, salariile nu sunt aceleași la privat versus la stat, în sensul că au ajuns șocant la stat să fie salarii mult mai mari decât la privat. Dar nu asta contează. Ideea e că la privat poți să-ți găsești un loc de muncă care să fie... Adică, intrați doar de curiozitate pe e-jobs și căutați acolo la locuri de muncă medic. Ci găsiți primele două variante, cred că sunt medicina internă și medicina de laborator, pe care este Iulia. Las canalul ei în bară de descriere. Da. Deci, în privat, cu siguranță poți să-ți găsești loc de muncă ca medic internist. Pentru că toată lumea o să aibă nevoie de... carnet de șofer și fișă medicală pentru carnetul de șofer și tot felul de certificate, nu știu de care, medicale pentru angajare și pentru alte chestii din astea. Deci, da, din punctul ăsta de vedere, să zicem că este o situație în care este mai roz decât colegii prin nefrologie care, spre exemplu, o să-și găsească mult, mult mai greu să lucreze în privat. Deci îi spasează pe scosul de posturi sau... nu știu, orice altceva. E o situație mai sumbră pe alte specialități, specializări sau cum s-or zice. Medicina internă nu pune această problemă. În condițiile în care nu-ți găsești loc la stat, cu siguranță găsești ceva, chiar și part-time, câteva ore, îți faci programul cum vrei, la privat. Și arată și mai drăguț la privat.
Deci merge destul de bine lucrul ăsta. Bun, mai avem și alte plusuri să vă dăm? Nu. Cred că momentan s-a lungit clipul. Ar mai fi câteva lucruri în minte, dar le păstrez pentru un clip următor, pentru că nu vreau să vă plictisesc în clipul ăsta, că și așa am trâncănit ca o moară stricată de la începutul acestui videoclip. Bun, cam asta ar fi tot pentru ziua de azi. Sper că v-a plăcut, sper că v-a fost util și dacă avem printre noi, și știu sigur că avem studenți la medicină, dar și mai mulți studenți care vor să dea rezidențiatul anul ăsta, sau care îl dau sau care se pregătesc, vreau să aud de la voi, voi ce specializări vreți și dacă știați informațiile astea pe care eu vi le-am spus în momentul de față, de dinainte. Dar vreau foarte mult să aflu ce specializări o să avem din iarnă? Primăvară? Ianuarie? Din ianuarie, printre noi. Deci vă rog să-mi lăsați un comentariu în acest caz. Și dacă vă place ceea ce am făcut eu aici, în general, pe acest canal, dacă ați văzut clipuri sau dacă vă place mecla mea, vă rog să-mi dați și un subscribe, așa se zice? Bine. Acum că mi-am terminat de spus acest discurs, v-am lăsat, ne vedem și data viitoare cu un clip, sper eu tot medicinist, dacă nu vedem un vlog, chestii, trebuie să ne mânele. V-am pupat!